Salut, prieteni! Salut, prieteni! Bun, Andruș! Andruș, arată! Salut! Îi spune salut! Salut! Astăzi, uitați-vă ce timp frumos este la noi. Sunt undeva cât plus 24 de grade. Foarte cald. Foarte cald. Și ne-am hotărât să ieșim la plimbare, dar nu pur și simplu la plimbare, dar totodată, da, să alegem o jucărie lui Andrieș. Da, Andruș? Să alegem o jucărie. Arată cășulița. Da. Vedeți, Champions League, campion, mic copil. Da, Andruș? Dar ce jucărie vrea să alegi? Ceva care să-i dezvolte. Da, pentru 10 luni, pentru un anișor. Pentru 10 luni, nici nu știm ce jucărie, și o să mergem la centru comercial. Centru comercial XXL, da, în orașul Cacu, și acolo sunt foarte multe jucării și acolo împreună cu voi vom alege o jucărie care să cine știe centru comercial XXL, scrieți în comentarii. Da, acolo sunt foarte multe jucării pentru copii. Eu am pus camera frontală, nu știu, ne vedem bine, nu? Sper că da. Andrieș este, Andrieș este puțin obosit, lui este somn. Da. Acuș, dar întâi alegem jucăria și pe urmă o să dorm, da, Andruș? Arată-o leacă orașul nostru și cald la noi. Da, e cald, sunt. Eu nu pot cu camera frontală să arăt. Nu știu, prieteni. Totul e verde. Nu știu ce ați văzut, ce am arătat. Pentru că este frontală și nu văd ce arăt. Bine, dar atunci ce facem? Mergem să alegem jucărie? Da. Da? Andruș, Andrieș. Îi spune, mergem, ha! Orată o leacă cum mergem. Ha! Alex, cu minci mici. Da, așa sunt foarte multe. Dar ce să alegem noi lui? Puțin și o mașinică. De 10 luni ce să alegem? Nu știu, el de grabă va avea 10 luni. Da. Și n-am hotărât ceva să-i cumpărăm, dar nu știm ce să-i cumpărăm la un copil de 10 luni. Andrușa doarme, nu l-am mai trezit, l-am lăsat jos acolo.
Asta e ca Lego. Da, asta sunt Lego. E, dar Lego avem și noi acasă. Da. Cu tot 10 luni Lego. Nu. Poate pentru vară, călduruș? Piramida. Ceva care să-i dezvolte lui ea. Să-i dezvolte. Asta e pentru motorică. Da, da, asta mă tem că de la cât... Logica căsuță. Dar nu scrie de la ce vârstă. Dar n-a spus el încă, nu? Nu știu. Logica motorică e bună, dar... Nu știu, o spate la 10 luni. Deci asta care merge. Ce are, un mehanism care o pornești merge? Mhm, da. Tot nu scrie. Asta nouă ne-au recomandat să luăm așa o mașinuță cu mini-juice, da, să le spunem. Din băieții care se uită acum, cred că ar dori și așa mașinile, da? Uh-huh. Sunt o mulțime. Wow, zici bălșii, sunt. Trenuțuri, tractorașuri, mașini mai mari, mai mici. Asta pentru Irăcica, da? Pentru păpuși. Da. Wow, și pentru haine. Super. Ah, pătucul. Deci este ca un modul. Da. Pătuc. Pierne. Pătuc pentru copilaș. Super. Dar dulapuri. Fete. Irăcica are așa set. Da, era are așa set, voi l-ați văzut. Uitați vă ce papugai frumos, galben și albastru, sunt pereche, 100%. Uitați vă ce frumos sunt. Iată, prieteni, noi ne-am oprit la varianta aceasta mașinică, da? Uh-huh. Dar știți de ce? Deoarece așa sunt, este doar o minge, dar sunt copici. Și pentru Andrieș, copicile acestea sunt mai comode să le ții în mână decât mingea. Mingea poate să cadă, să sară din mână. Că el la noi acasă tot absolut ce găsești, totul vâră în guriță. Și aceste pupici sunt foarte comode pentru dans. Eu știu că
Pentru dânsul, oricum, are 10 luni. Această jucărie o să vedem chiar cât timp o să țină. Nu cred că mult. Da, cum eu, totdeauna. Nu mai deschide ochi și bum, bum, bum. Totdeauna el e pe mașină. Și am hotărât să-i cumpărăm o mașinuță. Bine, dar până ce... Această mașinuță am ales-o, da? Da. Mergem să o achităm acasă și plecăm acasă. Că Andrei își doarme acolo jos și să nu se trezească cumva. Da. Bine, prieteni, puneți like-uri dacă v-a plăcut vlogul nostru de astăzi și mașinuța. Și scrieți-ne în comentarii ce întrebări și noi vom răspunde cu mare plăcere la ele, da? Da. Bine, pe curând, prieteni. La revedere, pa, pa! Pa, pa!